Câta treabă avem, bună seara! Începe 100%, iar vă spun ce e în spatele știrilor, ce e dincolo de ele, cum trebuie ele, știrile, și anume luate așa și disecate de poporul ăsta frumos și sănătos. Și mai ales le spunem pe bune. Știi că aici în emisiune, probabil că v-ați obișnuit de la o vreme încoace, v-ați obișnuit cu faptul că iese câteodată scandal și vorbesc unii peste alții. Să știți că îi las. Îi las deliberat. Și știți de ce îi las deliberat să vorbească unii peste alții? Pentru că la un moment dat se potolesc. Da, asta e emisiunea asta. Da? 100%. Mai e pentru cunoscători. Înțelegeți? Deci televiziunea se schimbă, viața noastră se schimbă. Dacă vreți, nu știu, televiziune cu de-aia care stau muțunache așa scrobiți și face la o disertație de 15 minute în care spune că soarele se învârte în jurul lui și dacă vrea el stinge soarele și moderatorul îi spune da, bă, ce frumos și deștept ești, mai căutați altă televiziune. Bă, dacă vreți o televiziune care să fie după chipul și asemănarea voastră, că suntem toți tumultoși, bă, suntem balcaniști, bă, frate, bă, 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 vine nașul în weekend, păi nu facem noi un grătar după ce ne plângem toată ziua și toată săptămâna când avem bani să trăim, bă, dar în weekend rupem supermarketurile, că facem un grătar și vine nașul la noi, da? Păi unde ați mai auzit voi, mă, în lumea asta vorbă, că ce face românul sărac dacă nu are bani, schimbă 100 de euro, a? Unde ați mai auzit-o, bă, bă, pe asta? Ăștia suntem noi, mă. Asta este nația asta. E o nație frumoasă. Da? Dar o nație care trebuie îndemnată, din punctul meu de vedere, câteodată, da? Să asiste la talk show-uri pe care le facem noi. Și nu numai, că mai sunt și alți colegi în altă parte, da? În care lucrurile se spun omenește, normal, da? Bă, e bine să se certe, e bine să vorbească unii peste alții. Cine are dreptate, aia discerneți voi. Da? Iar în seara asta avem o emisiune Trăznet. Bun găsit, începe 100%. Una din știrile extrem de interesante de astăzi, nu de astăzi, de ieri, din această săptămână până la urmă, are legătură cu o decizie a judecătorilor într-un dosar care a făcut deliciul presei. Dosarul Belina. Dar ca să discutăm despre această știre, nu pot decât să vă aduc în față actorii, cărora le mulțumesc pentru prezență. Viorica Dăncilă, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cristian Cosmin, vicepreședinte la Partidul Ecologism, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Deputatul independent Dumitru Carnă, bună seara! Bună seara! Mergem de-a dreapta mea și o salutăm pe senatorul PSD Bogdan Matei, bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, bun găsit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Dian Popescu, expert în energie, bun găsit. Bună seara, mulțumesc de invitație și pot să vorbesc peste tine în timpul emisiunii, că poți așa să vorbesc, că eu, da, da, eu am obiecte, adică în spate e o mixer audio, tăiem la valiera frumos. Tu ai adică, spus că așa da, e frumos. Da, aici, aici e un pic de tartor, știi, adică a, vorbim cât las eu. Da. Aia nu știam. Bun, și revin la știrea... Revin la o știre extrem de interesantă. Celebrul dosar Belina, da? Știți probabil cât scandal a fost și doamna Sevil Şaydeh și alții în acest dosar. Dar ce să vezi? Apare o decizie definitivă și revocabilă conform căreia doamna Şaydeh este achitată. Achitarea doamnei Şaydeh în dosarul Belina ne face să credem, în momentul de față, că totul a făcut parte dintr-un spectacol al cătușelor la acea vreme. Primul care a luat atitudine și cumva în vânzoarea asta de subiecte nu prea a fost ascultat, a fost cel direct implicat cumva în acest dosar și la care trebuia să ajungă fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea. Este cu noi în direct. Bună seara, domnule Dragnea! Bună seara, domnule Buti! Domnul Dragnea! Cum stăm să judecăm acum toată această poveste soldată cu achitare definitivă, da? Pentru doamna Şaydeh și nu numai, în dosarul Belina, da? Cu acel spațiu care a fost dat Consiliul Județean de acolo, un dosar care a făcut vâlvă la vremea sa. Orice se spune atunci despre Belina era ultra-mediat. Era
umflat, era exagerat și deja lătrăi de serviciu din toate site-urile spuneau că este adevărat, că de fapt Belina, insula Belina, care de fapt e o, mă rog, o bucată de teren neîngrijită, lăsată în izbeliște și de cei de la Medici și de cei de la Aron Silva, pe care se găsesc niște, nu știu cum să le zic, niște forme ciudate de betoane rămase de pe vremea când acolo se încercase să se facă hidrocentrală cu Bulgaria. În fond, așa cum guvernele României de la Revoluție încoace au transferat din patrimoniul statului în patrimoniul unei autorități locale, adică dintr-un patrimoniu public, tot într-un patrimoniu public, așa s-a întâmplat și aici. A fost transferată nu la o firmă privată, ci a fost transferată la o autoritate publică locală. N-a contat. S-au fost luați acești oameni în frunte cu Sergei și aici. Trâți la DNA, ultramediatizat, supuși oprobiului public, pentru că la un moment dat au luptat cu mine și amenințați, probabil, să spună ceva despre mine. Adică să spună ceva mincinos, pentru că, așa cum se dovedește, nu aveau ce să spun. Până la urmă, niște judecători în România au avut curaj să nu țină cont de toată manipularea uriașă din acea perioadă, s-au uitat doar la probe și la declarațiile martor și au luat decizia corectă, adică să achite acești oameni. Ceea ce pentru mine reprezintă o mare bucurie. Și pentru ei, cred. Dar mai faptul că au scăpat de 6-7 ani de calvar, în care absolut toți s-au îmbolnăvit din această cauză. Tensiune uriașă, priviri crucișe, piezișe de la unii și de la alții, și începând de ieri, la altă ieri, ieri, nu mai țin minte exact, pot începe o viață liniștită și să încerce să-și facă viața, liniștea, sănătate. Da, domnule Dragnea, la 7 ani, 7 ani de calvar, după un spectacol mediatic și un spectacol al DNA-ului până la urmă. Ok, aici nu cine, adică n-ar trebui cineva, și nu vorbesc acum că e Liviu Dragnea sau Sevil Șaide sau ceilalți, dar în general, pentru oamenii care stau ani de zile în procese, le sunt distruse familia, sănătatea, cariera politică, cineva n-ar trebui să plătească, să răspundă? Nu. Asta vreau să discut acum. Sevil Șaidec a fost unul din cei mai buni miniștri pe care a avut această țară și pe care o să iaibă. Adrian Gâdea a fost un secretar de stat foarte bun, este un președinte de Consiliu Județean foarte bun. Dar cine va plăti România? Nimeni. Pentru că, domnule Botez, nimeni din cei care cu adevărat pagă în România nu plătește. A ști ceva de procurorul Portocală? Nu. Sau Onea? Nu. Nimeni din cei care distrug vieți, care frâng destine, care bagă firme românești, atenție, în faliment, care bagă patron de firme în pușcărie, patron de cluburi de fotbal, sau care-i târăsc la un moment dat și care în final câștigă, nu plătește nimeni. Nimeni nu dă socoteală pentru că este, de fapt, un stat polițienesc, condus de Iohannis, de atâția ani de zile. Un stat în care SRI-ul și DNA-ul sunt deasupra legii, categoric sunt deasupra legii. Un stat care este condus de o mână de trădători, de Iohannis, de PSD, de PNL, de Ciucă, de conducerile de la serviciile care, de fapt, nu mai slujează România, respectiv SPP-ul și SRI-ul, și care au predat această țară companiilor multinaționale, companiilor străine, care pur și simplu o spoliază, o jefuiesc, care jefuiesc și cetățeanul român.
atât prin prețurile la energie, respectiv energie electrică, gaze, carburant, cât și prin prețurile la celelalte produse. Și vorbim în special de mâncare. Adică prețurile la mâncare sunt îngrozitor de mari pentru cea mai mare parte a populației, care nu și le permit. Nu mai vorbim de prețurile la medicamente. Unde se duc acest bani? Afară. Unde se duc banii după resursele României, care sunt exploatate, transportate și vândute de acești șmecheri de afară, se duc în afara țării. Dar plătește Iohannis? Nu. Plătește DNA-ul? Nu. Plătește factura tot poporul român. Poate, nu știu, sper, o masă critică dintre români să înțeleagă, să se trezească și să funcționeze. Pentru că dacă și în 2024 vor fi la conducere aceleași marionete, aceiași vânzători de țară, aceiași tădători, România nu va mai avea nicio șansă. Și dacă cineva vrea să gândește că România ar trebui să aibă vreo șansă, dar mai sunt români care simt asta, trebuie să acționeze. Pentru că în 2024 nu mai pot da vina pe nimeni. Am auzit mulți, am primit multe mesaje, mii, zeci de mii de mesaje de când am ieșit din închisoare, de oameni care își erau scuze, că au fost manipulați, au fost niște minciuni. Acum nu-i mai manipulează nimeni. Acum nu mai au niciun fel de scuze. În 2024 și pentru viitor, românii vor avea exact ce vor vota. Nu mai pot da vina pe nimeni. Păi și dacă o vor vota pe doamna Chiove și domnule Dragnea, că se tot vorbește așa, mai să apăsat. Să fie sănătos, să voteze pe Chiove și pe George Simion, omul Holdea, după sluga lui Holdea, să voteze PSD-ul, PNL-ul. Dom'le, stați un pic, cum adică e sluga lui Holdea, George Simion? Păi nu pot să spui că este omul lui Holdea. Că totuși, Holdea cinea undeva, pe la Glezna, pe la Șireturi, adică nu... Nu băga în seamă foarte mult, doar îl folosea, cum îl folosește și acum. Banii din spatele aur sunt banii de cole. Aveți vreo dovadă în acest sens, domnule Dragnea? Adică că domnul Simion e păpușărit de domnul Coldea? Eu am fost băgat la închisoare fără nicio probă. Sevil Șaidec și ceilalți colegi au fost târâși 7 ani cu viața distrusă, fără nicio probă, fără nicio dovadă. De ce ne mai... Am înțeles că aveți o problemă cu CNL. Am dovada discuțiilor pe care le-am avut cu Coldea de-a lungul timpului, da? Și încă o dovadă pe care o spun încă o dată la dumneavoastră post, eram lângă un român, eram la el acasă, când cineva l-a sunat, un bulgar care lucrează la o firmă mare și cunoscută din Anglia de campanie electorală, care l-a întrebat dacă știe cine e Coldea, că a fost contactat de acest Coldea ca firma respectivă să facă campanie electorală pentru aur. Asta am eu, asta m-a făcut să spun și să fiu absolut convins de lucru. Revenind, George Simion nu e personaj. Personajul principal e poporul român. Are înțelepciune, are puterea să... De la o parte, toată zbură, are puterea să nu mai stea cu ochii peliți la toate știrile mincinoase care sunt pe celelalte posturi. Cu paranteză, a rămas singurul post care are curaj să mai spună adevărul. Din păcate, vorbesc de posturile, mă rog, reprezentative. Dar dacă stau pe celelalte și închid toate minciunile, toate manipulările, în toate domeniile, la urmă, asta va fi soartă. Poate nu va fi. Poate se vor trezi. Bă, da, vedeți dumneavoastră, domnule Dragnea, ați făcut o afirmație extrem de interesantă. Dar uite, de exemplu, Simion, despre care ați făcut vorbire, s-a dus să facă panorame cu scandalul, cu canalul Băstroie, cu Delta și nu știu ce. Adică, de ce l-ar vedea lumea ca sluga cuiva? Adică nu îl vezi așa, uite mă, singurul care intervine, care face, care drege. Totul este imagine. Totul este o imagine foarte bine pusă la punct, adică un balon umflat. Știți că baloane sunt goale, n-au decât aer, n-au substanță în ele. Băstrăie. Păi, la băs
Bâsului nu e problemă Simion. La Bâsului e o problemă strategică de importanță uriașă pentru România. Atât din punct de vedere al posibilității reale de a se distruge delta Dunării, cât și din punct de vedere al punct de vedere militar. Ceea ce se întâmplă acum, și anume lipsa de reacție totală și complicitatea lui Iohannis și a guvernului față de ceea ce fac ucrainene acolo, este act de trădare națională. Dacă e să vorbim despre Bustrăși, dacă e să vorbim în continuare despre Ucraina, vorbiți cu fermierii români și întrebați-i pe cât i-a distrus faptul că cereale din Ucraina au venit în România cu prețuri mici și mare parte din fermieri sunt în pierdere pentru anul 2020, fermierii români. O parte din cereale din Ucraina s-au dus în Turcia, prețuri mici, și turcii n-au mai cumpărat din România. Și o să vedem până la urmă, din acest ajutor pe care îl dăm noi Ucrainei, România ce câștigă? Pentru că România cred că este statul care pierde cel mai mult în afară de cele două țări beligerante. Face ceva conducerea României? Absolut nimic. Absolut. Habar n-am, domnul Dragnea, da, v-aș cere permisiunea și cred că sunteți de acord să intrăm și în dialog cu invitații care sunt prezenți aici, pentru că sunt sigur că, sunt sigur că vor să vă întrebe câte una, câte alta. Vă rog. Cine sunt, pentru că eu nu sunt fața televizorului, dar să spun. Da, o să rog să se prezinte invitatul care vrea să vorbească cu dumneavoastră. Are cineva întrebări pentru domnul Dragnea? Nu aș avea întrebări, eu aș vrea să fac un comentariu. Un comentariu. Bună seara, domnule președinte. Nu vreau să pun întrebări, pentru că domnul Dragnea știe mai bine ce s-a întâmplat atunci. Eu am trăit în acea perioadă și sunt convins că acel stat paralel a făcut mult rău României. Pot veni cu exemple clare, concrete, dacă merg juridic, statistic, pe achitări ale DNA. O să observați achitări la peste 50% din dosare. Asta spune totul. Dacă nu vrem să înțelegem aceste mecanisme, în opinia mea, acest DNA este un instrument politico-penal. E mai mult politic decât penal. Adică oamenii ăștia lucrează la comandă și astăzi lucrează la comandă, primesc comandă, primesc, știu eu, tema, scot dosarul din sertar din titlul 2 și la pușcărie. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu domnul Bădălău. Că acum probabil la PSD discuțiile sunt între găști acolo, probabil și domnul Bădălău scrie, procurorul DNA le adună, le bagă în sertarul 2, fișetul 4 și când vine momentul operativ îl scoate. Ceea ce este extrem de grav pentru România. România nu mai este un stat de drept. România este un stat de orice altceva, numai stat de drept nu este. Aceste culoare judiciare sunt culoare importate. Sunt culoare create între SRI și DNA în mod special. Amintiți-vă de traficul de influență ale domnului Dumbravă, care a spus în mod clar public cu acel câmp tactic că el mergea la președintele tribunalului sau la președintele completului judecată și îi impunea soluția în dosar. Deci, practic, domnul Dumbravă ne-a spus în direct că a făcut trafic de influență și nimeni n-a cercetat absolut nimic. Domnul Dumbravă e la pensie cu 700 de milioane, cât o avea 70 de milioane de lei. Coldea, în opinia mea, s-a pensionat împotriva condițiilor prevăzute în lege. În opinia mea, nu îndeplinea condiția de vârstă. Ca să te pensionezi pe legea 223, trebuie să îndeplinești cumulativ două condiții, de vârstă și de vechime. L-au pensionat cu încălcarea legii. Nimeni nu-l cercetează nici pe omul ăsta, deși a făcut extrem de mult rău țării. Mult rău. Nu vă dați seama cât trebuie să muncim noi ca să îndepărtăm răul făcut de Coldea, de Chioveși și de acest sistem de tipul mafiot. Cel mai bine a caracterizat Traian Băsescu, cel care practic e și nașul lor, părintele sistemului judiciar corupt, mafiot. A zis că suntem într-un stat mafiot. Da, domnule președinte, dumneavoastră l-ați gestionat în mod direct. Sigur că și actualul președinte ne-a spus că e un stat eșuat. Da, România e un stat mafiot. România este un stat eșuat. Uitați-vă, domnul Dragnea e sau nu e victima statului mafiot. Domnul Dragnea e și nu e victimă. E și nu e victimă. A fost și victimă, dar a avut și posibilitatea că a fost la putere. A avut 70% din Parlamentul României, deci a avut o putere maximă. Și nu știu de ce nu a făcut ceea ce trebuie să facă, dar e o discuție. Eu aș vrea să-i adresez o întrebare. Păi, întrebat, dar prezentați-vă. Iulian Surugiu sunt, domnul președinte. Mă întreb de ce nu ați putut să dați, când zicea Dumitru Coarna aici că aveați 70% din putere, de ce nu ați putut să dați o lege prin care interziceați exportul de materie primă și cel puțin mai puneați o stabilă așa înaintea bandiților ăștia. Bună seara, domnul Surugiu. Bună seara și domnule Coarnă. N-am avut, din păcate, 70% în Parlament.
Au avut doar 55-56, ceva de genul ăsta. Okay. Da, așa este, 56, corect. Pe spre 60, corect. Dacă am fi avut 70%, da, ar fi stat lucrurile altfel, probabil. Am înțeles, deci. Au fost multe proiecte, am avut majoritate, au fost multe proiecte de legi pe care le-am inițiat. Unele au fost aprobate și după ce m-au luat, au fost aprobate imediat, altele au fost blocate. Din păcate, pentru că n-am avut acest noroc ca măcar unul din cei trei prim-ministri care i-am desemnat și propus să aibă puterea, curajul, patriotismul, caracterul. Am înțeles, domnul președinte, pentru mine e un mister când stăteau oamenii în stradă, ca și cetățean vorbesc acum, nu în calitate de președinte de partid, când aveați într-adevăr 56%, cum spuneți dumneavoastră, și nu ați putut să dați ordonanța aia, când aveați și monitorul, eu cred că dacă eram în locul dumneavoastră, o dădeam noaptea și mă duceam și o transmiteam și în monitorul oficial. Dar aș vrea să revin la doamna Saidec, eu cred că e un economist foarte bun al țării asta. Și îmi dau seama prin ceea ce a trecut domnia sa și familia domniei sale, pentru că domnul Băsescu împreună cu doamna Macovie a avut grijă și cu cine mai spuneți dumneavoastră, domnul Coarnă, cu domnul Codlea, cu toată... Dar ce, te teamă să le spui numele cu gura? Spune-le cu gura, prietenule, că de ce ți-e frică de ei? Domnul... Topă, prietenul tău! Topă, prietenul tău! Deci așa mai departe au nenorocit mii de familii. Eu, din păcate, am fost și eu pe data de 16 iunie 2016, domnul Botin, m-am trezit acasă cu 10 polițiști în civil, 27 de mascați, 2 dube de jandarm și toată presa. Și am fost prezentat 2 zile ca cel mai mare infractor din lider sindical din sud-estul Europei. Și după 6 ani și 3 luni de zile, statul român vine și îmi spune că Surugiu Iulian nu a săvârșit nicio infracțiune. Da? Deci știu exact prin ce trece... Aș vrea o întrebare punctuală pentru, da, domnul președinte. Eu nu vreau să vă pun în dificultate. Cât ați fost la putere, am avut conflictele noastre profesionale. Acum sigur că nu vreau să vă... N-am nimic personal cu dumneavoastră. Dar un singur lucru punctual apropo de statul paralel. Vă amintiți de ordonanța 76 din noiembrie 2016, ordonanța lui Cioloș, prin care desființa Serviciul de Informații al Ministerului de Interne. Practic, remilitariza poliția. O parte din poliția... 2 și un sfert. O parte din poliție a fost remilitarizată prin acea ordonanță de urgență 76. Era ministru cel care acum este europarlamentar, vorbesc de guvernul Cioloș. Domnul deputat, s-a pierdut articul. Imediat. Îl avem la telefon, imediat. Nu pot să-l țin foarte mult. Hai, gata, cu întrebarea, scurt, că dacă am venit la dumneavoastră punctual și v-am rugat să respingeți în Parlament această ordonanță și cu dumneavoastră și cu doamna Carmen Dan v-am rugat punctual să respingeți ordonanța în Parlament. Nu ați făcut-o. Era un joc al SRI-ului. Iar dumneavoastră nu ați respins ordonanța, ci ați aprobat-o. PSD, mă refer, dumneavoastră PSD. Ăla e punctul dumneavoastră de vedere. Marea majoritate a celor care lucrau în Ministerul de Interne și sper susțineau ideea asta doar cu unele modificări. Deci, nu dețin adevărul absolut nici eu, dar nici dumneavoastră. Asta ca să vorbim foarte cinstit și deschis. Și mă puteți pune în dificultate când vreți dumneavoastră. Nu i-am propus lucrul ăsta. Vreau să discutăm numai legat. Eu trebuie să intervin. Foarte sincer. Nu trebuie. Vă garantez eu că nu trebuie să interveniți, domnul Surugiu. Domnul Dragnea. Tudorache îl chema pe ministru. Domnul Dragnea, așa de final de conversație, mai am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog. Și asta este o nelămurire de-a mea, iar eu nu-mi cer scuze pentru nimic, că știți că-s de la Dilimache. Așa. Domnul Dragnea, de ce avem apetență pentru criticat și pentru mărturii și de a spune lucrurilor pe nume... imediat după ce nu mai suntem în funcții. Și e cazul multora, nu doar a dumneavoastră. Eu cred că în ceea ce mă privește pe mine, adică sper că e o glumă. Dacă îmi spuneți că eu nu vorbeam și când eram în funcție și nu mă luptam cu ăștia, aveți o mare problemă. Adică dumneavoastră o să fii cum spuneți. Nici eu nu sunt dus la biserică foarte des. Chiar dacă sunt credincios, deci nu ortodox.
spuneți mie că eu nu am vorbit, că eu n-am spus. Eu nu v-am acuzat pe dumneavoastră, am întrebat în general așa. În general, domnule Dragnea, dumneavoastră ați fost băgat la pușcărie, cumva ați plătit niște lucruri, da? Mai sunteți tot așa tizuit, să folosesc cuvântul ăsta, de niște dosare ciclic. A fost și asta cu Berlina, care oricum venea tot către dumneavoastră. Era o nebunie totală, da? Ok, lucrurile sunt, că nu vorbesc doar de dumneavoastră, sunt foarte multe persoane și personaje în acea situație. Despre asta vorbesc. Asta este una din marile probleme, cele două, trei mari probleme pe care au politicienii din România, și anume teamă. Le e teamă, pur și simplu. Că-și pierd postul, că-și pierd privilegiile, după ce nu mai sunt vorbesc. Sau sunt da, șantajați. Da, domnul președinte, da, în guvernul din 2012 erați vicepremier, din câte mi-am amintesc eu. Domnul Dragnea era premier. Și guvernul dumneavoastră... Păi dânsul-i domnul Dragnea. Domnul Dragnea, am greșit, am scuze. Domnul Ponta era premier, dumneavoastră vicepremier, sunt obosit. Am greșit, scuze, nu, n-a fost cu intenție, din oboseală. Dar ați numit-o pe doamna Chioveși. Guvernul condus de domnul Ponta, premier, dumneavoastră vicepremier, ați numit-o în funcție pe doamna Chioveși. Ulterior va lua la rând, va lua de la urmă. Domnul așa vine. Nu discutați acolo când numeați în funcții publice la un parchet nu de mare, de mare greutate? Am explicat la vremea respectivă și ulterior la realitatea care mai mă primește. Dar ne-a explicat foarte bine cum a dus-o domnul Băsescu pe doamna Chioveși. Nu, domnul Dragnea, las că vă întreb eu altceva, că e mai tare decât asta. Nu, eu am pus-o pe Chioveși, aduceți-vă aminte. Domnul Ponta a pus-o. Nu, eu am pus-o, dar cu bine președinte PSD, Chioveși a fost în urmă schimbat. Bine, avansată la Bruxelles pentru merite deosebite. Aha. Aici e treaba foarte serioasă. Domnul Dragnea, ați văzut, dacă tot ați urmărit, că știu că urmăriți realitatea, ați văzut interviul cu doamna Udrea? Nu l-am văzut, eram pe drum, dar mi l-a povestit cineva asta. Deci nu pot să, adică nu puteți spune dacă sunteți de părere că doamna Udrea a spus lucruri sau n-a spus lucruri. Doar dacă mă întrebați ceva specific, ceva punctual. Aici deja ar trebui să vedeți interviul, pentru că este extrem de interesant să vorbiți. Cumva ați fost cam în aceeași sferă rarefiată cu informațiile și cred că cel mai bine e să mai veniți pe la noi, pe la vreo emisiune, nu de alta, dacă să mai vorbim despre una și despre alta, știi? Eu răspund la imediat. Păi atunci vă aștept cu drag, oricând credeți dumneavoastră, ori la mine, ori la Anca, unde doriți dumneavoastră, nu e niciun fel de problemă. Oricând, mare plăcere. Că vrem să spunem lucrurilor pe nume. Domnul Dragnea, ideea este așa, ca să vă spun una scurtă, e povestea aia cu domnul Soros, zice Elena Udrea, care l-a sunat pe Băsescu să o susțină pe Monica Macovei la funcția de președinte. Ce credeți? În locul Elenei. Asta a spus Elena Udrea. Credeți că e real? Eu cred că e real. N-am informații clare, dar n-ai cum să respingi așa pe din start această idee, pentru că Soros e unul din oamenii care conduc lumea. Din păcate. Este unul din oamenii care conduc lumea. Nimeni se mai ferește. Uitați-vă la toate declarațiile lui, uitați-vă la ce se scrie și se vorbește despre el în Statele Unite, ce se vorbește în alte părți. Ce vorbește la Davos, când se întâlnește cu șmecherii lumii. Adică trebuie să înțelegem. Gândiți-vă că stipendiați de Soros prin toate ONG-urile, cursurile lui, în România, la un moment dat, erau vreo 44.000 de oameni cetățeni români. Adică vă dați seama ce armată de influență? Și o armată de influență uriașă și probabil ca și crescut. Oamenii infiltrați în presă, în justiție. Acum, astăzi, peste tot? Spuneți astăzi, dumneavoastră? Eu vorbesc azi, domne, nu vă vreau de ce bar, eu vorbesc astăzi. Vezi de oameni care reprezintă o armată, care la un semn, o să vedeți cum vorbesc, cum se agită, cum influențează, cum... Adică ce putere de influență poate să aibă. Și chestia asta nu are doar în România. Oare în toate țările estice? Sigur, în Ungaria nu i-a ieșit.
dar în celelalte țări... Putea să nu iasă nici în România, dar în România e ieșit, din păcate. Știți de ce nu e ieșit în Ungaria, domnule președinte? Pentru că acolo Orban, cât a fost în funcție, a vorbit de lucrul ăsta. La noi, politicienii sunt în funcție, pleacă capul, ulterior când pleacă unii la pușcărie, alții pe ușa din spate, încep să mai vorbească. Dacă sunt în funcție, nu. Toată lumea e în joc cu mirajul ăsta al puterii. Așa se întâmplă, domnule președinte. Asta e realitatea. Orban a spus stop. Nu Orban... toți, nu poți să generalizezi. Cum? Nu toți. Toți, crede, mă, Iulica. Toți. Toți. Foarte mult respect. Eu am vorbit despre Roși, începând cu 2016 și continuu și acum. Nu-mi place asta cu toți. Eu vă înțeleg. Asta cu toți nu merge în ceea ce mă privește. Părerea mea. Dumneavoastră aveți o părere, eu am altă părere. Auziți? Doați declarat că așa. Aruncăm cu vorbe în vânt. Încă un lucru, ați avut guvernul, ați avut contractul OMV Petrom, ați avut în derulare clauze, majorat redevență. De ce n-ați făcut-o? N-a vrut Ponta. Nu Ponta, băi, vorbesc de 2016. Păi Ponta, băi, vorbesc de 2016-2020, te rog eu frumos, lasă-l pe domnul președinte. Vorbesc de 2016-2020, te rog frumos. Deci, nu iau apărare, nu, domnul președinte. Nu am niciun principiu. Ați avut la dispoziție să măriți redevența la OMV Petrom, n-ați făcut-o. N-au făcut-o primii miniștri, dragul meu. Primul ministru era dumneavoastră, domnule președinte. Erați PSD, aveați majoritate, v-am votat, atunci ați câștigat, am fanfara, ați rupt tot în 2016. Mi-amintesc perfect. Mă certa care la muncă că de ce țin cu PSD-ul. Am greșit atunci. Domnule, am recunoscut că am greșit. Pentru că am avut mare încredere în dumneavoastră la momentul respectiv. Mare încredere, sincer vă spun. Nu puteți să anulați dumneavoastră toate măsurile bune care au făcut viața mai bună României. N-am spus că n-ați luat măsuri și bune. Certe, domnul Dragnea, că din păcate după 33 de ani de zile cu toate măsurile luate de partidele istorice, care până la urmă știți mai bine ca mine se trag din FSN, a ajuns România în situația de astăzi și rezultatele sunt aproape de zero sau mai prost la unele capitole. Eu pot să spun, de exemplu, ordonanța 114 a fost un lucru bun. Adică eu am capacitatea... Dar nu pot să pun ordonanța 59 al lui Olguța, da? Nu era domnul Dragnea. A lăsat-o pe oamenii de acasă, de ordonanțele voastre. Domnul Dragnea, recent am văzut... Olguța a tăiat. Recent am văzut o fotografie extrem de interesantă în meciul tur dintre Lazio Roma și CFR Cluj, în tribuna de pe Olimpico, era domnul Ciolacu înconjurat de domnul Dâncu, de patronul de la CFR Cluj, de domnul Grindeanu, și mi-am adus aminte de grupul de la Cluj, domnule Dragnea. Și vă întreb acum, se revigorează, controlează în continuare justiția grupul de la Cluj? Eu am nuanțe aici. În acea fotografie pe care am văzut-o și eu, Vasile Dâncu și patronul de la CFR Cluj, pe numele Varga, trebuie să fie acolo. Vasile Dâncu a fost mereu apropiat de CFR Cluj. Celălalt e patronul de la CFR Cluj. Întrebarea mea legitimă este ce caudau ăia doi papițoi acolo, adică Ciolacu și Grindeanu. Papițoi. Asta nu e o chestie peiorativă așa. E un adjectiv. Ce înseamnă papițoi? Habar n-am. Bun, dar oare ce căutau? Că aici e întrebarea. Ce căutau? O poză de colecție. Asta e, deci, nu putem pune întrebarea despre Vasile Dâncu și patronul de la Cluj. Era firesc să fie acolo pentru ei. Ce căutau ceilalți doi acolo? Păi, asta vă întreb eu acum. Ar trebui să știți până la urmă, domnul Dragnea, că pe mulți dintre ei i-ați promovat. Și vă mai reproșez un singur lucru și o să închid mai puțin. Ordonanța 79 din 8 noiembrie 2007, transferul de contribuții de la angajator la angajat, care a diminuat salariul. De grupul de la Cluj și tu zici de transferul de la angajator la angajat. Vorbesc despre salarii. Vorbesc cu domnul Dragnea. Cum ați de niște băieți? Domnul Dragnea a făcut-o. Care vor să facă? Domnul Dragnea a făcut-o. Domnul Dragnea, guvernul Dragnea. Domnul Dragnea a transferat contribuțiile de la angajator la angajat și a diminuat, cu aia, mă, și a diminuat salariile dumneavoastră. Va diminua salariul cu 21%. Ordonanța așa, domnul Dragnea, da. Mie cu toate semnările Partidului Social-Democrat au mărit întotdeauna. Și a rămas în vigoare și acum suntem singura țară din lume care avem toată sarcina fiscală pe angajat. Totuși, guvernările PSD vorbim și noi. Au mărit până au micșorat. Domnul Ocoarnă, guvernările PSD, dânsul a fost la PSD, dar nu asta e problema.
partidele PSD au fost singurele care au ridicat nivelul de trai, indiferent ce a spuneți dumneavoastră. Indiferent ce ne-ați înnebunit dumneavoastră cu numere și așa mai departe, de ordonanțe și absolut orice. Domnul președinte, 18 milioane. Domnul președinte, coșul zilnic necesar pentru supraviețuire, suntem tot Partidul Social. De fiecare dată din partidul, din 2012-2016 măriți salariul, 2016-2020, n-a spus nimeni, jos, n-a spus nimeni că este suficient. 2020, păi eu vreau să trăiesc ca să mor, odată, nu mai apuc, vreau, nu vreau, vreau peste 50 de ani. Și vreau să trăiesc tot astăzi și mâine și peste 50 de ani și vom trăi. Dar încă o dată, nu minimalizați atât de mult, nu minimalizați atât de mult eforturile pe care le-au făcut guvernările PSD cu miniștrii, primii miniștri pe care au avut, domnul Coarnă, dumneavoastră, minimalizați orice. Bor, și după ce PSD-ul, după ce prin PSD ați ajuns deputat, acum vreți să ne explicați. Vreți să vă bateți voi când terminăm discuția cu domnul Dragnea. Domnule, cine a vândut țara asta? Am un sigur comentariu. PSD-ul știe de chestia asta? Domnul Sorogiu, stai așa că am o treabă cu domnul Dragnea. Stai că domnul senator spunea ceva. Invitație oficială. E poze de Italia. Și bineînțeles că au primit invitație oficială din partea clubului CFR. Toți șase acolo așa în tribună goală. E poze de colecție. Ce Dumnezeu dorește, Carte. Ăștia din Ucraina adânceau canalul și era la fotbal. Înțelegeți? Și la sport vă pricepeți. Încerc să mă pricep. Mă pricep la mult mai multe decât dumneavoastră. În mod clar. Bun, vă pricepeți voi și vă arătați priceperea, domnul Matei. Domnul senator. Domnul senator, stați o țară. Domnul Dragnea, care sunt oameni? Înțeleg, domnul Dragnea, totuși, una a spus-o, da? Cu oamenii ăia care stă, domnul Grindeanu și domnul Ciolacu, că ce căutau acolo, dar asta e întrebarea mea. Le-a spus papițoi. Ce credeți că transmiteau ei, sau de ce credeți că s-au dus ei sau s-au expus ei acolo? Vreau întâi să vă spun câteva lucruri și vă răspund la întrebare. Bine, aștept, vă ascult. Ideea de transferul contribuțiilor a fost impus în forță și îl susțin și acum, pentru că a salvat, pe de o parte, 2 milioane de oameni, de români care munceau și n-aveau contribuțiile plătite de angajator. Doi, s-a mărit cu 3 miliarde sau a ajuns bugetul de pensii 3 miliarde mai mult, adică cu 3 miliarde excedent și toată lumea a avut de câștigat. Dar pentru asta, eu la dumneavoastră sau la doamna Alexandrescu o să vin și o să scriu ca să nu mai este niciun fel de interpretare. Cel mai bine. Cel mai bine. Păi dacă ce căutau băieții aia cu grupul de la Cluj? Doi. Grupul de la Cluj nu e Vasile Dâncu sau patronul de la CFR Cluj. Grupul de la Cluj este reprezentat de Emil Boc, de Ioarus, de ăsta, cum îl cheamă, care a fost la 21 Sfert Ardelean, și de alți oameni din servite Coldea, de alți oameni din servicii. Este un grup destul de periculos pentru România. Vreau să nu uitați totuși un lucru, că prima dată Steroș a făcut oficină la Chișinău, a doua oară la Iași și a treia oară la Cluj. Dar nu-l includeți pe Vasile Dâncu, un grupul de la Cluj, în sensul în care vorbiți dumneavoastră, patronul de la ACP. Dacă Vasile Dâncu era în grupul de la Cluj, nu pleca de la Ministerul Apărării. Adică ar fi acceptat toate presiunile nelegale și neromânești ale lui Iohannis și ale sistemului din jurul lui Iohannis. Asta e ce vă pot spune acum la telefon. O să dezvolt oricând. Dar eu zic că am stat suficient la telefon, nu vreau să vă aveți invitații în studio. Vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne auzim, să ne vedem. Aș mai ține, dar acum fie vorba între noi, ce să zic, vă aștept în studio sau vă așteptăm în studio aici la Realitatea, că e bine câteodată să mai vorbim despre lucruri interesante, dar v-aș mai trage un singur minut. E important ca toți cei care vin la dumneavoastră, așa cum fac eu, domne, să prezinte și soluții, nu vrăjel, nu gargar, soluții. Păi de 32 de ani politicienii ăștia ce au promis, domnule. Soluții.
Ce au promis când, în campanie, domnul când, președinte? Când v-am adus soluțiile, ați refuzat. Numai minciuni. Când v-am adus soluțiile, ați refuzat când eram la sindicat și veniți și spuneți că așa v-a spus stucarul din Ministerul de Interne că e bine să militarizăm poliția. Nu, domnule dragă. Poliția în toată lumea este civilă, inclusiv Serviciul de Informație Civil. Dumneavoastră ați făcut pădure și spuneți că e bine acum. Într-un fel... Păi nu, da, de 32 păi nu, da, de vine și ne spune niște lucruri împotriva evidenței. Bun, haide că nu vreau să domnul Dragnea are să... și alte treburi. Ne spune că e bine să militarizăm poliția. Asta un minut, cum ați urmărit declarațiile lui Putin, da, și povestea cu marele concert de astăzi, patriotul, șmecher, bătaie și așa mai departe? Ce credeți că se va întâmpla? Domnule, nu știe nimeni ce se va întâmpla. Dar să fim serioși. Nu știe absolut nimeni ce se va întâmpla. Este, de fapt, un război între Rusia și Statele Unite. Care se desfășoară în Ucraina. Bun, și celelalte membre NATO, care sunt și ele forțate de Statele Unite să împingă armament și să mențină declarațiile războinice. Dar ce se va întâmpla în final, nu se știe, pentru că este implicată, sunt implicate toate marile forțe din lume. Inclusiv China și India, care se uită, așteaptă. Au și beneficii, au și așteptări. Deci, jocul nu se termină nici azi, nici mâine. Ceea ce mă îngrijorează pe mine și mă supără foarte tare, este că conducătorii României, nu știu, nici nu spun nimic, nici nu știu dacă știu ce se întâmplă și nu urmăresc interesul României în această conjunctură. Eu am urmărit cu atenție declarațiile tuturor liderilor din țările europene. Și nu numai. Pe toți am văzut că se gândesc la țările lor, adică cum să beneficieze, acum cum să beneficieze ulterior. La noi nu văd nimic decât niște oameni care sunt yes-men și care s-au plecat și execută ce li se spune. Așa că nu stau să-l caracterizez nici pe Putin, nici pe Zelenski, adică totul este un spectacol. Din păcate, mor zeci de mii de oameni, și ruși și ucraineni. Bun, trebuie și mai am încă una mică, stați un pic, domnul Surgiu, stați o țără, că mai am o treabă. Păi, dar n-am spus nimic, domnul Dragnea, credeți că va avea loc rotativa și că Ciolacu va fi premier? Nesemnificativ, nu contează. Lasă, domnule, să întreb omul, că îl prindem rar. Eu v-am spus că nu contează, că rezultatul e același. Vă rog. Aici, împotriva voinței mele, sunt de acord cu domnul Coar. Pentru România nu se va schimba nimic în plin. Adică schimbă pătasul cu pisul sau pe fratele sau cu fratele. Tot aia va. Dracu cu tasul, așa e vorba românească, domnule. Dacă va mai dori Ciolacu să fie premier, dacă va mai dori să stea la guvernare, credeți că va avea vreo influență pozitivă pentru români sau România? Niciuna, domnule. Din păcate. Este doar un joc politic. Da. Domnule Dragnea, încă o dată prefac invitația. Vă așteptăm în studio. E bine câteodată să vorbești și vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi. Bun, o să încercăm după publicitate să facem în așa fel încât toți cei cu care sau despre care s-a vorbit să le dăm timp de antenă ca drept la replică. O să încercăm și la domnul Simion ca să răspundă la această acuzație, dar mai ales după publicitate o să vedeți ceea ce se pregătește la Ministerul Mediului, doamnelor și domnilor. Pe baza unei Sanchi recomandări vor să dea unor entități, inclusiv din străinătate, ariile protejate. Iar acea recomandare care trebuie adaptată, ăștia o iau motamă, domnul Tanțoș Barna. Și adio, ce să faci? Mini-hidrocentrale. O să vedeți, este o poveste complicată. Revenim în câteva minute. Publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, acuzatul că este sluga lui Coldea de către domnul Dragnea. George Simion este cu noi. Bună seara, domnule Simion. Eu am cerut să intervin în emisiunea dumneavoastră în speranța că infractorul care a vorbit mai devreme va fi la telefon. N-avea. Că nu are curaj infractorul să fie la telefon.
El a condus și a distrus România împreună cu Băsescu și cu Iliescu și cu toți care au fost la conducerea României. Și tot vine la dumneavoastră, la televiziune, acest infractor și spune minciuni despre mine. Eu nu l-am văzut niciodată pe Coldea, eu n-am stat la șprițuri cu Coldea, eu îl consider pe Coldea, alături de Dragnea și de toată șleasta lor, unul dintre cei mai toxici oameni pentru România. Nu cred că ar mai trebui să, pentru că e deja a treia oară când acest infractor spune minciuni la televiziunea dumneavoastră. Am intrat din respect pentru telespectatorii dumneavoastră, pentru invitații pe care îi aveți în platou și respect. I-am văzut pe domnul Coarnă și pe domnul Surugiu. Am fost de dimineață, de la 6:30 sunt la canalul Bâstră, am fost și la colega dumneavoastră, Alexandra Păcuraru. V-aș ruga când mai intră acest infractor, ori prin telefon, ori prin platou, să mă chemați ca să pot să confrunt aceste minciuni sfruntate. I-am spus că vreți să intrați în dialog cu domnia sa și a refuzat. Poate domnul Dragnea acum se răzgândește și asta. Eu vă aștept pe amândoi în platou, adică ar fi o ciocnire. Adică dacă toți suntem bărbați, știi cum e. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm. Adică fie vorba între noi. Aș ruga să faceți lucrul ăsta, domnul Botin. Mulțumesc frumos. Păi da, domnul Simion. Mulțumesc frumos, seară frumoasă, numai bine. Da. Deci nu i-am găsit pe amândoi, dar pe fiecare în parte. Știi? Dacă tot să pierdem, măcar să câștigăm. Doamna Dăncilă. Da, este un mod de a face politică pe care eu nu-l agrez. Este foarte ușor să arunci cu noroi în unul sau în altul, fără a dovedi acest lucru. Fiecare dintre noi putem să spunem lucruri urâte despre celălalt, dar dacă nu avem dovezi care să ateste acest lucru, mi se pare doar o simplă bârfă și bârfa nu are ce căuta în politică. Mai mult decât atât... Și acum iertați-mă, cine o fiu bârtiv? Nu știu, nu știu dacă există dovezi, într-adevăr, trebuie să demonstreze acest lucru. Nu pot să dau dreptate unuia sau altuia, dar nu pot să spui sincer, de cineva că este colaborator cu nu știu cine, fără ca să demonstreze sincer, acest lucru. Domnul Dragnea, l-am văzut în poză cu domnul Coldea pe George. Da, este, adică eu asta spun că... Domnul Dragnea taie un porc la cap 4. Asta spun că nu este corect ca să legi imaginea cuiva de anumite persoane dacă nu e sigur că acest lucru este real. Mai mult decât atât, sunt foarte uimită de faptul că domnul Dragnea, ce a fost făcut bine e meritul dumnealui, ceea ce nu a fost bine făcut, ceea ce nu a fost pe placul domniei sale, a fost realizat de către cei trei miniștri sau de către guvern. De către cei trei prim-miniștri sau de către miniștri din guvern. Cred că nu este o abordare corectă, pentru că toți știm că legislativul este Parlamentul, executivul este guvernul, iar ordonanțele de urgență sunt date de guvern. Dacă primul ministru nu este de acord și nu spune acela adoptat după ce are toate avizele, ordonanța respectivă nu intră în vigoare. Mai vreau să spun că mă bucur pentru Sevil Șaidec. Este un om pe care îl apreciez foarte mult. Un bun profesionist, un om cu care am lucrat, a fost consilier în perioada în care eu am fost prim-ministru, un om care muncea foarte mult și acești 7 ani de presiune și-au pus amprenta. Știu că a avut multe probleme de sănătate și vreau să spun că nu este normal să ții 7 ani de zile un om și pe urmă să spui că e nevinovat. 7 ani de zile omul acela a stat cu emoții, cu tot. Nu avea... să fac eu situația, da? Nu, eu nu spun că putea să facă ceva Sevil. Asta e. Să confirm și eu o secundă, aș vrea să confirm ce spune doamna prim-ministru, pentru că am cunoscut-o personal pe doamna Șaidec, am lucrat cu dânsa în calitate de secretar de stat atunci și vă spun că eu plecam de la minister la ora 10 seara, ceea ce era o oră care... mi se părea decentă de a pleca de la birou ca secretar de stat, iar doamna ministru stătea până la ora 2 noapte acolo. Credeți-mă, în condițiile în care vă spun că avea probleme exact de sănătate, avea probleme de sănătate începând atunci și nu cred că s-au îmbunătățit problemele de sănătate. Și aici mai vreau să aduc în spațiu public un lucru. Cine îi dă înapoi cariera acestui om, de exemplu? Că a avut o carieră frumoasă. Nu știu. Păi cine vedeți? Dă cariera înapoi? Păi niciun om. Dumneavoastră nici n-ați avut o carieră. Cine le dă cariera înapoi? Eram președinte de sindicat, ministri, președinte de federație. Și aici mai vreau să subliniez un lucru. Nu pot să uit modul în care s-a comportat domnul președinte Iohannis
atât cu Sevil Şaideh, cât și cu mine cât am fost prim-ministru. Modul în care s-a raportat la femeile care au funcții de conducere în România. A jignit, a avut un comportament total, total neconform funcției pe care o ocupă în statul român. Și cred că acest lucru arată o abordare foarte urâtă. Puteți să-l suspendați pe domnul Iohannes, da? Poate era mai bine. Nu eram președintele partidului atunci. Da, domnul Dragnea era sigur. Domnul Dragnea era președinte, eu nu vreau, să critic pe nimeni, cu toți oamenii cu care am lucrat și care au coordonat activitatea, au condus partidul, am luat de la fiecare lucrurile bune și încerc să evit lucrurile mai puțin bune. Dar din respect pentru adevăr trebuie să spunem că nu un program de guvernare a fost un program de guvernare bun, făcut de specialiști, nici de mine, a fost coordonat de domnul Dragnea, dar a fost făcut de specialiștii din partid și nu este normal acum să spunem tot ce a fost bun este meritul meu, ordonanța 114, nu știu ce, iar ceea ce este rău n-a vrut primul ministru sau n-au vrut miniștrii de resort. Așa cred că tenis, nu este o abordare corectă. Poate schimbăm modul de a face politică în România, în care consensul și proiectele și o altă abordare, nu această violență verbală, își va face loc mult mai mult. Orice ordonanță ajunge la domnia sa, orice ordonanță ca președinte al Parlamentului ajunge la domnia sa. 247 de arii protejate din România vor fi scoase la mezat oameni buni, la vânzare națională și internațională, pentru că Ministerul Mediului, condus de domnul Tanțoș Barna, înțelege să aplice după o ureche sau după ureche o directivă europeană care spune că arile protejate, etc., etc., trebuie protejate. Ba mai mult decât atât, acestea se vor mări și pot fi numiți de către cine? De către Ministerul Mediului, administratori ai arilor protejate care pot fi entități juridice nu numai din țară, ci de peste hotare. Atenție, luați acest lucru ca și informație. Și atunci, în area protejată, nu vei mai putea campa, intra cu bicicleta, face turism, etc., etc. Acolo trebuie să crească pârșul de pădure nestingherit. Mai mult decât atât, Dian Popescu, nici nu mai putem termina microhidrocentralele care se află pe arile protejate. Hidrocentrale. Hidrocentrale, da? Micro... Sau, nu știu, Dumnezeule, cum le spunem. La micro, da? Nu le mai putem face. Ce facem, domnule? Adică ce facem? Atentat acum la independența energetică? Acum, serios? Că este domnul senator de la PSD și profesor, îl întreb eu. Deci, în acest... Până în 2016-2017, nu, până în 2016, ariile protejate erau date ONG-urilor. Din cauza acestor ONG-iști, care aveau finanțarea și timona în altă parte, nu în România, și fiecare juca după interesele din afara țării, au pus bariere la toate construcțiile din infrastructura critică. Infrastructura critică, însemnând autostrăzi, însemnând termocentrale, însemnând căi ferate, însemnând... Siguranță națională. Găsind un cărăbuș, un pârșiu de pădure, cum ai spus tu, Laurențiu. S-a dat o lege de înființare a Agenției Naționale de Arii Protejate și fericit decidenții care au făcut acest lucru și s-a înființat Agenția Națională de Arii Protejate, în care e prin lege, prin Parlament, agenția înființată, și deține și coordonează și organizează conform directivelor europene tot ce se întâmplă în aceste arii protejate și mai mult decât atât, de-aia au și început autostrăzile să se construiască și nu mai au acelea piedici, pentru că acolo sunt foarte mulți. Era cea care a înființat-o, eu și cunoscut-o pe fosta președintă Croitoru, profesioniști. Și au găsit soluții permanent în concordanță cu directivele Uniunii Europene să construiască și autostrăzi, să păstreze și ariile protejate și n-a fost niciun scandal atâta timp cât această agenție aparține în continuare statului. Dacă vor să facă lucrurile astea, ei trebuie să desfințeze această agenție printr-o lege. Acea lege
domnul senator, va trebui să vină în Parlament, că nu poți să decizezi o lege dată de Parlament printr-un OG. Deci trebuie desfințată printr-o lege. Și vine la dumneavoastră în Parlament. Și atunci ne vom uita toți, nu numai la Tanțoș Barna, că nu Tanțoș Barna desfințează, ne vom uita la dumneavoastră, la politicienii care sunteți în Parlament. Doi sunt aici. La mine și vom vedea. Eu știu, sunt convins, mi-i dică că tu nu vei vota așa ceva. Domnul senator o să voteze la semn și la semnal. De, eu sunt convins. Deci, da, asta, asta este realitatea, așa este. Dacă în momentul în care se va desfința asta și este, se vor trece arile protejate... Nu mai canalizați privirea către mine. Păi sunteți de la PSD, dacă era altul, tot acolo mă uitam. Îmi pare rău că sunteți dumneavoastră acolo, dar nu am nicio vină eu acum. Dacă îmi dați voie, vreau să fac o completare la aceasta. Da, domnul ministru, cunoașteți mai bine decât mine. Da, doamna Dăncilă, apoi să ceartă domnul. Deci, într-adevăr, Agenția Arilor Protejate a fost înființată de guvernul tehnocrat. Dar nu avea în 2016. Nu este înființată de guvernul tehnocrat. În 2016 s-au pus bazele înființării Agenției de Arii Protejate. Dar numai la nivel central, o agenție care nu avea puteri în teritoriu. În 2018 am înființat unități teritoriale județene care efectiv au preluat toate atribuțiile acestor ONG-uri. Din totalul ONG-urilor care punea piedici la tot ceea ce vreau să construim, au rămas doar 280, în care o parte erau ONG-uri, o parte erau institute agricole, institute de cercetare și care puteam să cooperăm. A fost foarte important pentru că pentru aceste arii protejate, pentru refacerea ecosistemelor, puteam să folosim și fonduri europene din POIM și POCA. Și acest lucru a fost în favoarea României. Eu cred că prin ceea ce vor să facă acum, efectiv 23%, că atât reprezintă aire protejate din suprafața României, vor fi la enorm de mult, la 20%. Peste 23% sunt arii protejate din teritoriul României, vor fi la cheremul administratorilor. Adică ONG-uri care pot fi și din România, dar și din afara României. Dacă îmi permiteți, se revine prin această aberație, dacă se va face, se revine la un sistem vechi, care a fost un sistem greșit și s-a văzut că aceste ONG-uri... Păi asta vrea Tanțoș Barna, că așa înțeles el să aplice niște directive. Aceste ONG-uri care au făcut toată această administrare până în 2016, au făcut-o foarte prost. De asta s-a înființat. Au făcut-o prost. Au avut directive din afara țării. Din afara țării, pentru că erau multe din ele care își luau SEVA financiară și de altă natură din afara țării. Și problema următoare, se revine la acea prostie prin această ordonanță și întreb, de ce atâta grabă? Nu. Vrea să aplice o directivă de urgență. Nu pot să deschizeze. Vrea să aplice o ordonanță de urgență. Pregătește ordonanța. Asta este știrea. Și vă mai spun ceva. Directiva nu va veni... Comentăm o știre deocamdată, pentru că este o intenție de a face o ordonanță de urgență. Până la cu explicații pe această temă. Sigur. Eu spun altceva. Numai o secundă, lăsați-mă să termin. Numai o idee atât. Ideea este că ar trebui să facem o dezbatere publică pe această temă, da? În care să fie și ONG-urile invitate, să fie și factorii decidenți, să fie și oamenii de mediu, da? Și să luăm o decizie bună, pentru că vă spun, ce s-a întâmplat până în 2016 a fost o crimă împotriva acestor arii protejate. Să revenim la acel model este o greșeală pe care nu ne putem permite ca țară. Lăsăm la parte faptul că noi, ca România, am băgat totul în Natura 2000. Deci noi, crima a fost în Natura 2000. Crima... Și cărăbușul respectiv și gândacul cu picioare verzi ne face ca să nu avem autostrăzi. Păi gândiți-vă că nemții, francezii, ei, înainte de a se gândi la cărăbușul cu picioare verzi, ei au făcut autostrăzi, ei au zeci de mii de kilometri de autostrăzi, iar noi avem nici măcar 1000. Mă uitam că noi acum avem 1000. Îi atingem bona de 1000 de kilometri. Crima a fost când decidenți și o parte, foști colegi de-ai mei din politică, se duceau la Bruxelles ca niște slugi amărâte. Și asta fac și acum. Da, corect. Și vor să transpun ad literam. Să vă spun ce... Dacă mă lăsați să vă spun... Există legislație și în România. Am înțeles, dacă mă lăsați să vă spun, înțelege ce vreau să spun. Păi asta vor să facă. Asta vor să facă. Se armonizează. Dacă mă lăsați să vă spun... Asta trebuie făcut. Să armonizăm cu legislația națională. Asta a spus și eu. Iulian. Un gândac ne-a blocat autostrada.
exact. Pitești-Vâlcea. Așa este, da, doamna, da, așa este, da. Nu, n-am spus degeaba de gânda cu picioare vers. N-am spus degeaba de gânda cu picioare vers. Și cu siguranță nu vom reveni la fel. Da, de ce nu-l puneam în ciorbă gândacul? Nu, aici... O să-l punem, dacă de luăm după ei. Referitor la ceea ce zicea... Facem făină de greiere. Referitor la ceea ce zicea domnul Surugiu, regulamentele trebuie să le transpunem ad literam, dar directiva europeană presupune o armonizare în legislația românească și atunci... Constituție, doamna prim-ministru. Nu, stați puțin, indiferent de Constituție... Păi nu, stați puțin. Domnul directiva, iei din directiva anumite lucruri ce se pliază pe realitatea de la tine din țară. Dacă nu aplici o directivă sau un regulament, atunci poți să intri în infringement. Corect. Deci nu ține de Constituție. Știți cum s-a procedat în Polonia? Bineînțeles. Vă dau, da, știți? Dar dați-mi un exemplu cum au fentat polonezii, iertați-mi limbajul. Ce să fentezi? Dacă... Au armonizat fiecare directivă, dar au luat din directivă ceea ce le-a convenit, ceea ce putem face și doamna, noi. Doamna, logica nu e de a fenta. Doamna prim-ministru, nu e de fentat. Doamna prim-ministru, dacă mă lăsați, nu se poate fenta. Ascultați-mă. Dar cu legislația națională. Ascultați-mă. Mai suntem independenți? Mai avem Constituție. Am dat autoritate și suveranitate în momentul în care am intrat în Uniunea Europeană. A fost o cedare în suveranitate. Da, să știți. Iulian. Nu e adevărat. Așa este, s-a cedat o parte în suveranitate. Nu e adevărat. Iulian, vă certați pe directive și ascultați-mă ce vă spun. Că aceste arii protejate au fost stabilite în România de niște impostori care s-au dus la Bruxelles. Pentru că arie protejată să stabilești Natura 2000 Valea Jiului. N-a venit Bruxelles-ul să ți-o impună. Exact. Tu te-ai dus ca idiot. Și acum nu mai poți întoarce. Da. Când v-a spus doamna prim-ministru că sunt 23% din suprafața țării, sunteți nebuni, enorm de mult. Păi dar ce facem cu hidrocentralele, centrale, regulurile care se întâmplă acolo? Nu se vor mai face. Dacă ăsta nu înțelege traducerea și o aplică pe directivă ad literam, cum se întâmplă în funcționarimea asta din România, am încurcat-o într-un mare fel. Nu, dar nu e mai simplu așa ca să mai muncești, transpui ad literam. Hidrocentrale avem cu 90% grad de... Și care nu vor fi finalizate. Ba da. Nu totul stăm, domnul Barna, încă o dată. Să unde că văd că nu-l deranjați pe domnul Barna? Pe partenerii de guvernare de la UDMR nu-i deranjați nici măcar cum chete școala. Să nu mergem în direcția de a deranja. Nu este cazul. Trebuie să mergem în direcția logică. Dumneavoastră a sesizat acest lucru. Noroc. Sunteți... Avem o directivă, încă o dată. Ea nu trebuie aplicată ad literam. Directiva îți arată direcția către care să mergi. E directivă, deci nu este regulament. Știu, domnul Coarna, acum vreți să mă întrerupeți, vă rog, vă las. Nu vă întrerupem deloc. Dacă vă pricepeți la regulamente, vă rog. Vreau să spun doar că ați primit directive să dați gazele prin legea offshore, ați dat și gazele de uscat, ați introdus offshore-ul. Ați primit directive să dați suveranitatea constituțională, ați dat-o. Eu știu, dumneavoastră nu sunteți mulțumit de nimic. Încă o dată, de absolut nimic. Dar când un guvern... Haideți să vă spun. Nu vedeți de scos de tot. Acest guvern care îl numiți dumneavoastră așa. Tratatul. Ce nu înțelegeți? Tratat se spune clar că sunteți slugi obediente și omorâți poporul ăsta. Domnul Coarnă, vă aduc aminte că acest guvern de slugi care îl numiți dumneavoastră în 2019 a fost aplaudat de toată... Nu este o căltare. Nu există. Domnul Coarnă, în 2019 am avut cea mai de succes președinția Consiliului Uniunii Europene aplaudat slugile care le numiți dumneavoastră. Așa că dumneavoastră trebuie să fiți răspunde. Păi nu știu, eu vreau să ies din subiectul ăsta. Dar unde sunt aceste ONG-uri? Cine te-a pus, Laurențiu, să vii cu subiectul ăsta? Stai ușor, că ieșim din el și vă bag iarăși în sandal. Adică nu, e tipic pentru emisiunea. Unde sunt aceste ONG-uri care vor să administreze ariile protejate în ceea ce privește canalul Bistroie? Pentru că acolo chiar se încalcă regulile de mediu și acolo avem patrimoniu mondial UNESCO. Nu am văzut niciun ONG care să... Doamna prim-ministru, stați puțin. Stați, că nu prea știți ce e cu Bistroie. Am văzut că se bat câmpii. În luna iulie, la mijlocul iulie, Bogdan Aurescu s-a dus și la presiunea marilor oameni de afaceri din Ucraina, la presiunea, știți foarte bine, a cedat și a spus, e comunicatul și a zis, am dat posibilitatea vaselor ucrainiene, fără acordul României, deși exista un acord că nu poți să intre pe vas să iasă decât cu acordul României și acordul Ucrainei, ambele țări trebuia să-și dea acordul, mai ales după decizia tribunalului de la Odessa, la propunerea portului Izmail. Din Izmail.
E, a cedat luna iulie și a și spus. E declarația oficială. Vedem memorandumul cum arată, că Anca Alexandrescu a făcut cerere pe 544 să ne spună tot memorandumul. Domnul Aurescu a cedat ca România să nu-și mai dea acceptul de intrare pe canal. Până atunci nu putea. Da și Ucraina, da și noi. Așa a fost înțelegere și convenție. E, vom vedea de ce a cedat și atunci vedeți și vă gândiți la presiunea cui de la Uniunea Europeană și din afara țării și cum își vă dați seama de ce ONG-urile nu mărie. Am înțeles de ce nu mărie, doamna Comandă. Că înțelegem tot. Bineînțeles, înțelegem de ce nu mai mărie. Eu am o mare nelămurire și o să trecem, adică vă calmez așa ca să în 20 de secunde intrăm iar în scandal. Vă place scandal? Domnule, știe cineva de ce domnul Butăi tace de nu se mai oprește? Deci eu am o întrebare. Pentru că astăzi am văzut un comunicat de la Banca Mondială care spune așa: domnule, pensiile militarilor trebuie tăiate, că sunt pensii speciale, că trebuie să intre la nu știu ce, la contribuție și așa mai departe. Și aș fi vrut să vorbesc cu domnul Budăi la telefon, să ne explice domnul Budăi ce și cum cu toate lucrurile astea. Dar de când cu Sexgate-ul de la școala de vară, domnul Budăi nu mai răspunde neam la telefon. Bă, dar nu mai răspunde la nimeni domnul Budăi la telefon. Că asta este mega întrebarea pe care eu vreau să o adresez. Păi sunați-l pe Ciolacu și vă spune... Păi domnul Ciolacu a zis că i-a spus să se lase de băut, păi, cine înțelege. Dacă erați doamnă, vă suna el. Încă o dată, dacă intrăm în discuții de genul ăsta, domnul Coarnă. Aici chiar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul ministru, că spune că pensiile militarilor trebuie să umble cineva la el. Cred că e parătură. Nu, da, discuția, vorbind tehnic, singurele instituții din zona euroatlantică care sunt pensionate pe alt tip decât contributivitate, vorbesc de zona euroatlantică, militarii și polițiști, atât. Clar, deci este lucru demonstrat, nu există altă soluție. Revin România, domnul Budăi, că a dispărut cu desăvârșire, vorbesc foarte serios. Adică de când a răspuns domnul Ciolacu, vreți să vă aduc aminte ce a răspuns de domnul Ciolacu? Hai să vă aduc aminte. A fost unul de vară și unul de iarnă. Deci după ce a ieșit povestea cu love pe acolo, pe la două noaptea, cu telefoane pe la colegi deputat, băi, nici acum nu am aflat cine e colega deputat, dar poate aflăm. Așa, domnul Budăi nu mai răspunde la telefon, adică nu mai există. Am înțeles că se mai duce pe la minister, că a fost și pe la ședința de guvern, dar în rest, tăcere absolută. Dar oare nu o fi din cauza lucrurilor nespuse de domnul Ciolacu, care a fost întrebat de reporteri răutăcioșilor? De ce îl deranjează pe domnul Ciolacu? Hai să reascultăm. Dacă soția dumneavoastră... Soția mea e bine sănătoasă. Ar fi fost prima noapte, la două noapte, de un coleg de partid care se autopropunea în camera domniei sale. Cum ați fi acționat dumneavoastră în acest caz? Să acționez? Soția mea presupun că nu răspunde la două noapte la telefon. Dar înțelegem, i-ați recomandat colegul nostru partid să nu mai bea? Nu, nu am avut această discuție. Dar domnul, nu cunosc. Ați avut o discuție cu domnul Budăi în care să vă explice ce s-a întâmplat? Detaliată? La ce vă referiți mai exact? Dacă domnul Budăi, în 29-30... A august, dat un telefon unei colege de partid noapte, la două noapte. Da. Unde este cazul excepțional? În cazul că domnul... A dat un telefon unei colege la două noapte. Dumneavoastră nu vedeți nimic, nicio problemă nu, în acest... Nu. Care este cazul? Faptul că nu înțeleg. Budăi, ministrul dumneavoastră... Al așa, Budăi, a sunat o colegă de partid la două noapte. Și s-a autopropus în camera domniei sale. Nu am aceste detalii. Dar dumneavoastră, ați discutat cu domnul Budăi, să-l întrebați dacă a existat acest caz... Sunteți președintele PSD, informația a apărut public de 5 zile, presupun că ați fost interesat să aflați adevărul, nu? Presupun că domnul Budăi vă poate răspunde foarte exact. Dar eu am avut o discuție cu domnul Budăi și m-am lămurit. Ne puteți spune și nouă ceva transmis domnul Budăi? Eu, părerea mea, că nu văd care este cazul. Dacă puteți să mi-l detaliați... Dumneavoastră nu. Vezi ca victimele... Femei? Care victime? Despre ce victimă vorbim? Detaliați-mi, care e victimă? Cum mi se pare că este? Noaptea. Vorbiți cu colega, dacă se consideră victimă, să meargă la poliție, să vină... Nu, eu vorbesc cu toată lumea. Dar nu trebuie să vă detaliez dumneavoastră ce vorbesc eu cu colegii mei. Încă nu e un lucru. Vă rog, dar unde e victima? Bă, pe bune, deci ăștia, colegii mei, reporterii, de ce sunteți mă răutăcioși? Adică de ce întrebați pe domnul Ciolacu despre domnul Budăi, de ce a sunat el
și anume colegii deputate la două noaptea să le propună să dezbată coeficientul de creștere a pensiilor. Adică, pe bune, de nu vă e rușine așa. Problema mea e că domnul Budăi s-a dat la fund, știi, asta e expresia. Acum, că nu mai, domnule, nu mai mișcă și deja în urma acestui Sexgate, Playgate, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți așa, băi, noi nu mai aflăm date importante despre decalcularea pensiilor, deci suntem praf, suntem cumva no man's land. Dar ce până acum v-a spus ceva? Stai că-l întrebam pe domnul Matei dacă știe ceva de domnul Budăi. Pe ce să sun? Că nu, deci, eu cred că ar trebui să sun pe doamna Budăi. Stați puțin. Poate domnul ministru e în imposibilitate fizică. Haideți să, totuși, să nu intrăm în discuții vis-a-vis de lucruri personale și mai mult de atât. Prezentăm o știre de unde nu știm care sunt actorii, nu știm pe cine a sunat, cum a sunat și așa mai departe. Pe domnul președinte v-a spus foarte clar. Mai mult de atât, ca să nu vă mai spun că un președinte de partid cum e PSD nu are acces la agenda tuturor colegilor, nu știe cum sunt și ce sunt. Fiecare, domnul Coarnă. Asta, păi, să înțelegă că voi râdeți pe înfundate pe aia. Chiar de confundația. Să înțelegă că domnul președinte a avut acces la agenda dumneavoastră. Domnul Coarnă, mai ușor. Răspundeți-mi la întrebare concret. Domnul președinte, când a fost la PSD, e infracțiune, hărțuire sexuală, beată a sunat după femeie. A avut acces la agenda dumneavoastră. Bineînțeles că da. A avut acces? Domnul Ciolacu i-a spus să nu mai bea. Ce nu? Haideți, domnul. Ce nu? Încă o dată. Ce nu? Încă o dată. Și tot ascundeți lucrurile astea. Ceva. Ce să comentez? E un adevăr pe care l-a văzut toată țara. Vă coborâți la un nivel mult prea jos. El s-a coborât, că n-a sunat eu. El a sunat. Ca să spuneți, știți dumneavoastră ce a spus președintele Marcel Orancului. Da, știu că a fost declarație publică. Marius Budăi. Da, bineînțeles că știu. Coarnă. Dumneavoastră vreți să ne spuneți că le știți pe toate, dar de fapt intrați într-o zonă. Va da Bogdan textul ăsta pe toate. Frumos, dacă vreți să discutăm, domnul senator, că sunt foarte la PSD se întâmplă lucrurile. Eu sunt foarte liniștit și nimeni și nimic nu mă poate supăra sau enerva, dar când văd că intrăm în lucruri personale, fără dovezi, doar ca să aruncăm cu noroi că un om ocupă funcția de ministru, nu mi se pare normal. Eu dacă aș putea, v-aș da în judecată pe dumneavoastră dacă eu aș fi în cazul respectiv. Păi de ce să mă dați, că nu eu am spus că a sunat femeia, că a citit din presă. Păi vă spun și cine e doamna și cine e soțul, dacă vreți. Vă spun acum în direct. Vreți să vă mai spun două? Vreți să vă mai spun două? Vedeți că la o ședință de asta am fost și eu. Domnul Coarnă, am fost și la curaj. N-ai curaj. Vreți să vă mai spun eu? N-ai curaj. Ridicați, spune tot, te rog frumos, nu spune fânturi. Nu vă enervați prea tare. Nu spunem, știm, dar nu spunem. Pentru că până la urmă e intimitatea femeii, dacă dați să vă plângeți, face pace. Acum reveniți că e intimitatea femeii. Domnul Coarnă, nu mai aruncați pe aici cu bine. Și mie de ce județe, doamna deputat? Nu spuneți județul, că după aia vă plângeți. Dumneavoastră, oricum le știți pe toate, o să-mi spuneți că a fost și la masa respectivă. Le știu spre deosebire de dumneavoastră, știu foarte multe. Va da Bogdan pe punctaș să spune lucrul ăsta. Coarnă, știa, le știe Coarnă pe toate. Haideți ca să facem un fel următor. Micuț de la PSD, exact replica asta mi-a spus-o. De câte ori vin cu PSD-ști, au și ele, scrie Bogdan. Zic, le știe pe toate. Mie și de punctajul, domnul Coarnă, opriți-vă, mie nu-mi dă punctajul nimeni. Dacă ar fi să vorbesc după punctaj, ați vorbi altfel. Dumneavoastră? Ce au dat în celălalt? Păi a spus ceva. Și totuși, ce faci? Folosiți cuvinte multe și nu spune nimic. Că se vorbește totuși de o hărțuire. Păi dumneavoastră ce ne transmiteți? Dumneavoastră vreți doar scandal și să țineți camera doar pe dumneavoastră. Vreți să vă faceți imagine așa foarte mare că un ministru a dat un mesaj unei colege și o știți dumneavoastră și pe colega doamnă. Eu duc în derizoriu niște chestii normale. Eu pun întrebare. Arătați-a deputata României, nu altceva. Da, doamna Dăncilă, deputatul dumneavoastră s-a îmbătat. La 1 noapte a sunat, a căzut sexuală femeie. Înțelegeți ce vă spun? Coarnă, nu s-a îmbătat absolut ministru, nimeni. Așa zice presa. Așa zice presa. Știu, da. Și păi care citează, confirmați că care eu citează surse confirmate de către domnul Ciolacu. Și acum la Sinaia el s-a îmbătat. Da, ne spune iar presa. N-a băut ce că la Sinaia nu aici. Nu știu, așa zice presa. Exagerați foarte. La Sinaia nu cunoaște. Eu presa. Da. Nu eu presa. Bun, hai să vedem părerea unei doamne. Păi eu citez de școala de vară de la PNL. Eu mi-amintesc de Vlad Țepeș. Ceva la PSD. Da, asta e, da, asta e știre, da? Să o comentăm, păi, care problema? Educațiile dau. În primul rând nu e știre să o comentăm noi, dacă mai este știre, domnule Bodică, cu respectul, nu avem nicio dovadă. Domnul Matei, eu nu l-am acuzat cu nimic, cu siguranță da. Sunt cu siguranță sigur? Da, și va asuma, pentru că Marius este pentru un om eu asumat, îl cred cunosc. Că nu este fum fără foc și cred că la un moment dat vor apărea dovezi. Și atunci aș va asuma domnul ministru treaba asta? Cu siguranță, da. Că părerea mea, să știți, că e foarte apropiată de domnului Coarnă.
că dacă așa a fost și a fost un gen de hărțuire, nu se va termina bine această poveste pentru domnia sa din punct de vedere politic. Eu pentru că vă dați seama că dacă cineva nu face plângere, rămâne între două persoane fizice. Dar este un exemplu de moralitate. Un ministru al României trebuie să fie un exemplu de moralitate. De acord cu domnul Matei, de ce domnul Budăi nu răspunde la telefon? Domnul vicepreședinte, dacă se adeverește acest lucru, cu siguranță își va asuma, iar PSD... Ce înseamnă asumatul, domnule, că mor? Încă o dată, domnule... Domnule, am auzit toți papagalii ăștia care conduc de 30 de ani, iertați-mă, ieși la televizor și spun, domnule, îmi asum... Domnul Surugiu, vreți ca Partidul Social Democrat să retragă un ministru că a apărut o știre că a dat el un mesaj? Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Nu am spus că vreau asta. Dar ce vreți? Dar dumneavoastră a spus că și asumă. Ce pățește? Păi domnule, politic, politic, dacă se adeverește că a fost agresiune, cum se... Da, se retrage, domnule. Dar încă o dată, domnule, să se ducă și penal, domnule, că nu-i problema. Domnilor, stați că nu e așa grav. Domnul Matei, este o întrebare simplă. Vă rog, domnul Budăi. Simplă. Deci domnul Budăi a fost permanent, după acest scandal sunat, din mai multe motive. Odată poate lămurește și cu scandalul acesta... A doua oară să ne spună și nouă ce și cum face el acum cu pensiile, că sunt lucruri care vin de la Banca Mondială, cu PNRR, cu treburi, cu socotel, da? Înainte de apariția acestui scandal, până l-a confirmat și de domnul Ciolacu, că l-a întrebat, băi, ce s-a întâmplat? S-a confirmat că a sunat la două noaptea pe cineva, că a zis domnul Ciolacu, dar soția mea nu răspundea. E, aia a răspuns, firar, da? Ok, de ce domnul Budăi nu intră oriunde vrea el, la oricare televiziune să din țara asta, sau se filmează, să spună, băi, nu e adevărat, n-am sunat pe nimeni, n-am, nu eram matrafoxat, nu i-a făcut propuneri indecente. E o vrăjeală, vor să mă facă golanii, statul paralel, statul palmă, barbăncot, bubulii și cine mai vreți dumneavoastră. E bine, domnul ministru al muncii tace de nu se mai oprește. Tăcerea nu-l ajută. Ok, despre asta. Și acum aflăm de la o doamnă. Doamna Dăncilă, vorbesc foarte serios aici. De ce tace ministrul acum într-un scandal care poate aduce prejudicii uriașe? De ce tace? Asta nu înțeleg. Eu aș vrea să vorbesc de fenomen la modul general. Mă întreb dacă domnul Budăi nu era ministru, era aceeași înverșunare? Eu cred că această atitudine trebuie să o avem față de toți oamenii care ar fi procedat așa, pentru că nu am văzut dovezile. Dar, în același timp, am văzut și în alte partide, am văzut și în PNL, am văzut și la AUR, am văzut... Asta... Sunt lucruri pe care trebuie să le condamnăm toți și să luptăm împotriva lor. Dar eu cred... S-au bătut în familie. Eu cred, da. Eu cred că cel mai bine ar fi ca domnul Budăi să iasă public și să lămurească această situație. Gata, uite acum mi-a trimis. A zis așa... N-a zis asumat, a zis doar așa, pe vorbe și e citat. Este neadevărat și fals. Nu am cum să fac așa ceva. Nu există să nu respect femeile. Nu a fost ușor, dar familia mă susține. Ca soț, om de stânga și ministru, am promovat măsuri care să vină în sprijinul femeilor care vor să devină mame. Bine, parcă era ministerul familiei care se ocupa de mame. Stați puțin, nu are nicio legătură una cu alta. Ce zice omul, adică... Nu are nicio legătură una cu alta în sensul de promovare a măsurilor. Eu cred că domnul Budăi trebuie să iasă public și să lămurească acest aspect. Pentru că dacă nu lămurește acest aspect, vă spun că furia oamenilor va crește. Auziți? Nu este normal ca în secolul 21, într-o țară, membra Uniunii Europene, să avem astfel de atitudini. Eu nu pot să spun că domnul Budăi este vinovat sau nu este vinovat, pentru că nu am văzut toate aceste lucruri. Prim-ministru, dar nu spune nimeni nu, că vinovat. Nu sunt de acord nici cu... Nu, zice? La da, de ce nu zice? Nu sunt de acord nici cu ceea ce spune domnul Ciolacu, că soția nu răspundea la ora două noaptea. Nu cred acest lucru, adică nu este normal. Pentru că sună telefonul, răspunzi. Poate are o problemă, poate poți să-l sprijin cu ceva. Deci nu este un lucru normal. Dar acest lucru cred că trebuie lămurit de domnul Budăi. Dar vreau să... Eu aș fi fost pe undeva și a sunat pe cineva, pe soția mea să-i facă apropo ori sexuale, treci bă în camera mea,
eu aș fi spuneau, băi, ziu, între unde eu da? Nu mă... E acolo la, băi, la Căciumă, da. Aș fi coborât și când ne-aș fi dat vreo 2 metri, ar fi sărit ca mingea. Sunt lucruri importante, da? Lăsați și probe. Asta, bă. Sunt... Băi, despre ce vorbim sunt aici? Sunt lucruri nu, importante ce... pentru deci, țară. Deci aceste dar... lucruri sunt impardonabile și... Ți se pare neimportant? Sunt lucruri importante. Nu, Laurențiu, ți se pare important. Nu ai nici... N-ai nici declarația femeia care a sunat-o. Nu există. E o manipulare de presă, eu consider. Nu există nici femeia, nici soțul femeii. De ce nu vorbește ministrul? Un articol, un articol de ziar împotriva unui om. Nu se poate așa ceva. De acord cu tine, te întreb de ce nu vorbește ministrul despre asta. De ce nu? Pentru că este prost consiliat. E prost consiliat. Domnul Popescu, domnul Popescu, Iulica, ascultă-mă. Hai că vreau să vă mai arăt ceva. Ascultați-mă ce declară soțul femeii, că spuneți că nu este nimic. Ia ascultați-mă un pic. Ascultați-mă un pic. Momentul a fost jenant. Budăi încerca să fie macioman, iar deputata era cu soțul ei în cameră. Băi, dar nu scrie, băi, ascultați-mă până la capăt. Deputata nu avea nicio vină, tot felul a fost extrem delicat, a povestit un membru PSD care a fost prezent la momentul confruntării între soțul deputatei și Marius Budăi. Băi, ăsta e soțul? Deputatul bă, ăsta e soțul, lasă vrăjeala lui. Martorul. Nu e. Domnul Diavo Pescu, eu știu și soțul, știu și martorul. Domne, dacă nu i avem, dacă nu i avem, eu vă spun ceva, ăștia vor să-l mătrășească pe Budăi. Dar și dumneavoastră știți. Dar spuneți dacă știți. Dar aici un lucru este foarte important. Nu ăsta scandalul. Deci nu putem agrea această atitudine dacă ea există. Asta e clar. Deci eu nu pot să spun că există sau nu există, nu putem, cum nu putem agrea nici violența împotriva femeilor. Dar vreau să revin la ceea ce a spus prima dată, cu sugestiile date de Banca Mondială. Să știți că aceste sugestii sunt doar sugestii, ele nu sunt obligatorii. Noi am plătit, Guvernul României a plătit niște studii care nu știm dacă sunt conforme cu realitatea dacă din România. La noi, exact. Da? Sunt niște sugestii, noi nu trebuie să luăm de acolo, dar putem să ne uităm la ceea ce se întâmplă în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene și în toate statele NATO, unde pensiile militarilor și pensiile polițiștilor sunt tratate în mod diferit. Nu sunt, pensii, NATO, exact, nu sunt pensii speciale. Mai mult decât atât, într-o situație în care avem atâtea incertitudini și un conflict la graniță, noi vorbim de pensiile militarilor și ale polițiștilor. Da, deci iarăși nu pot, vă respect, n-am nimic cu dumneavoastră, înțelegeți? Dar nu pot să-mi amintesc chiar că am dus țara asta unde suntem și am văzut știrea lui prim-ministru Ciucă, Măciucă astăzi, când spune, domnule, dau voie să se ducă copiii la școala de maestri militari fără concurs. Ce rău în asta? Doamne, maica, domnule, unde am ajuns, domnule? Și cu educația senzațional, și cu tot. Deci, pe bune, senzațional. Altceva, ca să vă dau o replică, doamna Dăncilă. Doamna, nu mă interesează, am întrebat așa, de ce tace domnul Budăi? Da, și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră spuneți că nu e cu banca, trebuie să armonizăm, trebuie să facem, ok, vreau să-l sun și eu să-l întreb pe domnul ministru al muncii, să-l întreb ce face cu pensiile și nu pot, că lui e frică că-l întreb de sexgate-ul ăsta. Exact. De ce nu iese să zică, bă, e o minciună? E o dezinformare. Gata, hai să vorbim lucruri serioase. Dar el nu răspunde la telefon. La m-am uitat pe postările de Facebook ale domniei sale. Păi doar nu l-am sunat, mă, nu. Acum 4 ore punea ceva de USR. El avea treabă cu USR-ul. Bă, dar zi un cuvânt, mă, despre asta. Zi, bă, fraților, bă, români, n-am sunat pe nimeni, e o prostie. E un atac la mine. Gata, am lămurit-o, mergem mai departe. Dar nu zice. Tăcerea asta e vinovată. Bălmăjela domnului Ciolacu, că ce, că dacă, că cine, că eu suna, că nu unde suna. E cazul? Dar de ce eu, că nu știu, că am vorbit, că n-am vorbit. Întărește toată chestia asta. Mie îmi trebuie ministrul muncii. Acum viabil, să-l întrebăm. Asta era.
Hai că vă dați seama că nu se poate să stea la nesfârșit. Despre pensiile militare. Doar gâtul, gata, Bătis, fără să răspundă. La un moment dat lasă să iasă. Vorbim noi, nu mai vorbim dacă te doare gâtul. Premier, despre pensiile militare vă spun exact ce se întâmplă acum. Dau ceva, dau ce se întâmplă cu pensiile polițiștilor și militarilor. Imediat. Banca Mondială, al Muncii. Banca Mondială vă spune exact din cabinetul ministrului Muncii. Banca Mondială... Ai văzut cu domnul Ascultă, nu. Întreabă-l pentru mine. Dacă nu, nu m-am văzut. Și tu la școala Banca Mondială impune două soluții alternative. Ori 45% pe ultimele 12 luni sau 65% pe venitul mediu. Da. Și vârsta 65 de ani. Știu exact ce spun. De-aia a oprit el patul de la Senat, care ducea 6 în 12 luni. Deci, practic, vor să ducă vârsta în 65 de ani. O tâmpenie asta. O eu vă spun ce, bon, ce pregătește domnul Budăi. Domnul Coarnă, vă dau exemplu Poloniei, unde este 75% din ultimele 6 luni. Deci, un stat, un stat care este apropiat de noi. Uitați-vă la toate statele din jurul nostru. Mă uit la doamna Ursula când a fost ministru. Nu se poate, acolo. Nu putem... Totul ține doamna... de o negociere care a fost făcută atunci. NRR-ul când a fost negociat de Ghinea a fost negociat prost. Nu, stați puțin. Sunteți ministrul muncii? Băi, există cineva aici care are portofoliu de ministru al muncii și de, sau de secretar de stat? Nu! Vreau să spună domnul Budăi ce va face. De ce tace domnul Budăi? Asta este întrebarea mea. Da? Și este o revoltă. Nu este personală, ci este una jurnalistică. Oamenii trebuie să știe ce se va întâmpla cu pensiile lor. Noi putem face doar speculații. Că ce zice Banca Mondială, că ce face, că cea. Pixul era domnul Budăi și domnul Budăi tace. Nu mai e în Parlament, îmi pare. Legea e în Parlament. E legea în Parlament, dar amendamentul e la Ministerul Muncii. Băi, amendamentul e acolo, au blocat legea ca să vină cu amendamentul. Bine, acum dacă dumneavoastră știți din biroul ministrului... Iar vă pare rău că știu. Vă mi-ți că legea e în Parlament. Orice parlamentar poate face amendament. Orice parlamentar are o comisie poate face amendament. Domnul Bucălui e parlamentar? Ce aveți? Dar orice parlamentar, orice parlamentar. De acord. Plenul suveran, la revedere. Dacă proastă legea, plenul face hop, că zice ăla, nu? Plenul e suveran. Bun, Simonis, plenul e suveran. Hai să vă mai dau una suverană. Da? Sau așa. Uite, spre deosebire, sau așa. Ce ați votat așa mereu. Niciodată. Știi, da, acum spuneți niciodată. Păi, să zic și ceva la televizor? Budăi nici nu poate să știe că în Polonia, de domnul exemplu, Surugiu, militarul poate domnul Surugiu, mutați-vă în Polonia. Orice lege vrea de când a intrat în armată până când iese la pensie. Domnul Surugiu, mutați-vă în Polonia, depășim subiectul că e plictisitor. Sau în Ucraina. Da. Militarii, da? Da. Acum poate apare Budăi. Vorbim de lucruri superbe, da? Băi, câteodată e de preferabil în politică, părerea mea, nu știu, vă întreb și pe voi, da? Decât să spui o minciună, să ieși să spui o minciună, mai bine tași ca domnul Budăi, că în ambele cazuri ți-o iei. Și acum avem un document în exclusivitate, frate, da? Mai țineți minte când Nicușor Dan este acuzat, era acuzat de Agenția Națională de Integritate, că a deținut 5 funcții consecutiv cu funcția de primar și domnul Nicușor Dan spunea că e o minciună, că nu, că el de la 48 încoace și nu știu ce, și că sunt niște agenturile care îi vor rău. Iată documentul pe care l-am obținut și pe care vi-l arătăm în exclusivitate. Agenția Națională de Integritate, dați-mă și în tablă să văd și eu, că până așa, mulțumesc. Către Asociația pentru Prevenirea Abuzurilor Fiscale, ca urmare a aspectelor semnate de dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că la data de 15.02.2023 a fost întocmit raportul de evaluare prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese de către domnul Dan Nicușor Daniel, primar general al municipiului București. Bun. Deci am demontat minciunica. Mai țineți de cum spunea că nu, că eu, că de la 48 încoace, că nici amenda nu am plătit-o și asta și nu știu ce, pe banii primăriei. Poftim ce zice Ani. Și acolo este ștampila. Ce se va întâmpla? Este al doilea primar de aici, din București, pe lângă doamna Armand, care, ce să vezi, e declarat incompatibil de către Ani. Această incompatibilitate, teoretic, ar trebui să zică la mandat, la revedere și un praz verde. Mai ce se va întâmpla? Bine, erau ei fără corupție în funcții publice. Este și corupție și incompetență. Domnul Nicușor, corupție incompetență. E contestat în instanță. Da, el va contesta în instanță treaba asta. Așa e, va contesta în instanță. Nu se va întâmpla nimic. Păi, dar l-am rugat și pe domnul Nicușor Dan să intervină. I-am trimis și documentul și bineînțeles că nu avem. Pentru corectă informare, vă rugăm să vă invităm să participați. Și acolo s-a terminat mesajul. Da. Să nu mai luați amendă de la CNR. Da. Păi băi, știu, deci dacă în fiecare zi câte 15.000 de lei. Dacă cineva din studioul ăsta vorbește nu mai vine. Rău despre Elvis Presley, da, eu trebuie să-l sun pe Elvis Presley. Voi ați înțeles chestia asta? Să-l dacă cineva zice de Joe Biden să-l ceva, desfumați. Aiurea, acum,
Băi, deci eu trebuie să-l sun pe Joe Biden, ați nebunit? Deci nu, deci... Băi, deci nu așa ceva. Dacă, dacă 15.000 de lei pe zi, papuașii din Noua Guinee încă mai mănâncă carne de om că-s canibali, băi, eu trebuie să sun papuașii din Noua Guinee că aduc un oprobiu public asupra papuașilor din Noua Guinee. Schimbați legea. Ce facem cu Nicușor Dancă, apropo de lege? Păi nu se întâmplă nimic. Nu aveți ce face. El va contesta... El va contesta, va dura 2 ani, nu știm decizia instanței până la urmă. Știu povestea că s-a pus autonomit, dar nu avem ce face. Păi la Popescu, păi la Popescu, uitați-vă la Popescu, la energie, cu 3 stat. E de penal, e de penal. Păi e de penal, conflict de interese. Dar acolo Ani nu s-a sesizat. Nu, n-are voie. N-are voie. N-a primit ordine. Păi na, păi bineînțeles. Vedeți, așa, la fel. Haideți la Popescu, unde a avut acțiune OMV Petrom, le-a vândut, sunt în declarația de avere. Uitați-vă că soția lui gestionează 3 stații OMV Petrom, le are în administrare. Nu, eu am senzația că sunt undeva într-un film regizat ori de Custurița, ori de Kafka. Vorbesc foarte serios. Deci fiecare invitat al meu are o agendă proprie, fiecare vrea să spună câte ceva, da? Leitmotivul. Nu a spus că așa e emisiunea, nu așa a spus? Ciolacu, când da. Îmi place emisiunea asta? Surugiu cu pensiile militarilor, Dian, cu hoții din energie, dă și el cu Virgil Popescu. Nu eu, și nu mulți, eu. Adică, dat, eu am confirmat. Voi terminați-o cu prostiile. Deci avem cumva cum în București doi primari care au încălcat legea. Și dumneavoastră spuneți acum că încălcarea legii e o chestie opțională pentru unii, și da. A trebuit să le doară la bașchet. Nu, da. Dacă era de la PSD, era dat jos și imediat. Noi am spus ceva mai puternic. Mai puternic. Exact, ce spune Iulian Surugiu. Dacă ești de la putere, Ani nu se ia de tine. Se făcea și referendum local pentru așa ceva și era lumea în stradă. Și până la hotărâre decât cei la hashtag agresiv el sau știți, fără penal în funcție publică. Budeica a dat un telefon, dar cu ăsta o știre la... O știre el va contesta decizianii și contestat-o. Și spune că, domnule, stai să vedem ce se întâmplă. Spune instanțul, să vedem ce spune instanțul. Pentru că... și madame Plotit cu dosarul de la sectorul 1. Pentru că s-au luat de limba română și a zis sunt conducătorul, nu directorul. Că știu și amănuntele vis-a-vis de... de aceste companii unde el a motivat și a spus că domnule a mai fost acuzat și de incompatibilitate și de un abuz în serviciu micuț așa, dar aici nu mai e cazul a ce trebuie de la procurori, că și-ar fi plătit o amendă pe persoană fizică de la primărie, din banii primăriei și a spus că nu este așa ceva, că primarul este persoană juridică și a venit haterul de la Orențiu care a pus pe ecran amenda în care scria persoană fizică Nicușor Dan, adică chiar în aceea zi, adică băi, hai să o lăsăm așa, adică pe bune. Despre ce vorbim? Am putea să vorbim... Da, vă rog, Nicușor Dan a demis-o pe Gabriela Sabo și a pierdut procesul, s-a repus. Adică o mai mare rușine... Păi nu, a pus-o și a dat-o afară peste două ore. Da, o mai mare rușine nu se și poate. Se vor plăti salarii compensatorii. Va lua toți banii înapoi din urmă. În mod normal, ministerul... A dat-o afară peste două ore. Un om care a ridicat steagul românesc atât de sus. Ideea este alta. Ideea este cine plătește acel prejudiciu pentru că doamna Sabo, doamna ministru Sabo, va primi toți banii înapoi și în mod normal instituția, primăria capitalei trebuie să se îndrepte împotriva primarului care a emis acea decizie, da? Pentru că altfel Curtea de Conturi, în mod normal, va veni la minister și va spune, n-ați recuperat prejudiciul. Nu vă spun că așa este. Nu mă contraziceți. Ba, da, vă contrazic. Nu este primăria capitalei. Instituția plătește, da? Primăria, dar și nu instituția... se îndrepte primăria niciodată. Asta spun că ar trebui să știți în mod normal. În pentru mod că instituția, normal, funcționarul din România Curtea de Conturi spune, răspundă. Curtea de Conturi spune că instituția în care plătește normal, într-adevăr trebuie să se îndrepte împotriva celor care au greșit. Să răspundă, dar astăzi în România nu răspunde. Eu vă spun cum este legal și cum spune Curtea de Conturi. Hai că nu se întâmplă treaba să sunt de acord cu dumneavoastră. Bun. Sunt de acord cu dumneavoastră. Schimbarea Gabrielei Sabo de la conducerea clubului CSM București, din punctul meu de vedere, a fost o lovitură proastă de imagine pentru Nicușor Dan. Da? Gabriela Sabo este unul din top 3 sportivi din România în ceea ce privește numărul de medalii. După Nadia, după Elisabeta Lipă, cred că este Gabriela Sabo. Și faptul că ea câștigă în instanță, să o repui pe funcție, să o dai după două ore afară, deci era clar că există ceva personal acolo. Există ceva personal. Dar acum... Suntem pe final de emisiune și vreau să vă întreb pe, dacă vreunul dintre dumneavoastră a simțit vreodată pe acasă fantome sau alt
niște fenomene de genul ăsta care țin de poltergeist. Nu? Nu, nu v-ați întâlnit cu o fantomă? Nimeni, nu? Ei bine, celebrul cantautor Tornero, Tornero Mia Vita Tidaro, Mihai Tristariu, are fantome. Pe unde se duce, fantomele își fac de cap, acasă are o problemă cu mașina de spălat și i-au murit și pisicile din cauza fantomelor. În exclusivitate, Mihai, pentru că nu a putut intra cu noi, ne-a pregătit și povestea cu fantomele. Deci nu e niciun pixel albastru. Priviți. Din data de 10 ianuarie am început să aud niște păcănituri în mașina de spălat, care la început mi se păreau neinteresante, însă am văzut că ele continuă, zi și noapte, din minut în minut, egale, matematice, zic, mă, asta e un semn, asta nu e o întâmplare, nu sunt niște zgomote absurde și banale, așa cum auzim prin casă că mai pocnește mobila sau ceva. Mi s-a părut dubios, am început să le notez, să le calculez, zic, asta trebuie să fie un semn din viitor sau din altă dimensiune, sau poate chiar eu îmi dau semne din viitor, sau poate cine știe ce ființe. Și luându-o așa în glumă, am și postat lucrul ăsta, au început să-mi scrie oameni, că ar fi tot felul de entități, că nu știu ce ar mai putea fi. Acum vreo câteva zile am stat într-un hotel în București și păcănea caloriferul exact la fel. Zic, hai, lasă-mă în pace, că deja e straniu. Erau același gen de păcănituri, doar că nu erau ca acasă, în schimb semănau. Ideea e că mai păcănesc treburile, mai păcănesc lucrurile, dar mi s-a părut dubios că erau totuși parcă într-un fel de algoritm matematic. Eu am făcut matematică, informatică, și lucrurile astea nu mi s-au părut așa simple. Le-am notat pe caiete, am vorbit cu un amic care știe codul Morse, zic, bă, zi-m și mie, poate să însemne ceva păcăniturile astea, și nu, deocamdată n-am descifrat, s-au și oprit de câteva zile, de alaltăieri dimineața au pornit, iar da foarte încet, nu știu cum să le traduc, cum să le interpretez, cert este că nu mi se pare întâmplătoare și am scos din priză mașina, nimic. Deci nu știu cu ce au legătură, mașina nu-i defectă că e nouă, pur și simplu cred că poate fi ceva, poate îmi descifrează cineva mesajul ăsta. Da, deci mașina de spălat păcăne și eu am văzut și un TikTok cu Mihai Tristariu, zicea că i-au murit pisicile din cauza fantomilor din mașina de spălat. Da, vă spun ceva, dragi invitați. Am văzut pe canalul ăla de-l plătim noi, de ne uităm la filme și la seriale, tocmai a terminat o miniserie care se numește Viața de apoi. Și... eu cred că pe domnul Nicușor Dan ar trebui să-l bântuie fantomile. Ce fantome, domnule? Fantomele astea lui Tristariu. Fantomele prezentului. El, săracul, pare sănătos. Dar pare că e acasă, dar eu cred că... e cam scripa ochii, nu știu. Era plecat de acasă. Dar nu e cam tulbur un pic. Iulica, nu e interviu, e... se pozează ăștia, se pozează singur. Nu mai l-a rugat noi să intre, da, să intre cu noi, să ne explice în direct cum e cu fantomele și a zis că nu poate la ora asta, că nu știu ce. Dacă îl întrebați, dă pe zi știa. Și s-a înregistrat pentru noi cu experiența paranormală, cu fantoma. Dar băi, e înregistrat cu telefonul. Uitați cum facem, domnule. Era plecat chiar acum. Mâine seară pe Marius Budei, îl întrebați de fantome și pe ăsta de pensii. Schimba subiectul între ei, că poate e o variantă. Deci, dar n-ați avut niciunul dintre voi fenomene de-astea paranormale? Adică n-ați simțit așa? Nu știu, mă gândeam la doamna Dăncilă la un moment dat la guvern acolo. Era ceva paranormal pe la dumneavoastră. Mai erau fantome, dar nu. Fantomele trecute. Era o fantomă pe la dumneavoastră, pe la cabinet, am înțeles, care stătea chiar în fața ușii, nu? Nu, și nu prea, și cam filtra, cine intră la dumneavoastră. Dar nu, că la un moment dat a schimbat fantoma, nu? Vedea seama că erau mai multe fantome care vedeau cine intră, cine iese. Or fi extraterestri, că tot am văzut că acum a devenit în prim plan că vin extraterestri. Or fi... nu e de râs, să știți. Pe toate canalele că apar extraterestri. Am văzut copilul, Tristariu îl cheamă. Da, Mihai Tristariu. Nu știi, pe Tornero, Mia Vita Tidaru. Nu știu. Nu știi. Nu știu, dar e... stai prost cu cultura muzicală. Stau prost cu cultura muzicală, dar e păcat. A avut loc 3 la Eurovision, ca reprezentant al nostru, dacă nu mă șel,
ce am mai avut? Pe Monica Angel și pe Paula Sărin, Paula Sărin, locul 3, nu? Locul și atunci 3, pe acolo, da? Adică pe podium, dar Mihai Tristariu e din trupa Valahia. Aia cu Suzana, mi-a furat banana. Aia e trupa cu Costi Ionițu și nu știu, nu știu, cred că uite la alte lucruri, dar vreau cu Suzana spun, și Roxana mi-a furat că, banana. Cred că nu mai are în ultima vreme publicitate, bunesc. Numai publicitate bunesc de fac chestiile astea. Ce mă... Voi le-ați spus să filmeze. Băi, mă interesează pe mine că vede fantome. Te uiți la documentarul ăla. Uită-te la documentarul ăsta. Nu pot să spun la trezor canalul, dar știți fiecare. Știu. Cu roșu. Uitați-vă la viața de apoi. Deci eu azi am terminat a șasea parte, a șasea episod, astăzi după amiază. Două zile am visat numai ciudățenii. Atunci mai mă uitam după unul noaptea când ajung acasă. Mă, vă jur, dar uitați-vă acolo că e făcut, știți cum e făcut? Ca la mama lui. Pe ce canal? Da, Laurențiu, las că spun eu. Laurențiu, îți spun eu. Laurențiu, mai fă o pauză. Nu vedea continuu. Mai fă o pauză de seriale. Nu de uita. Facem de tot pauză, că atunci am fost cu toți într-un poltergeist total în această emisiune. Eu vă mulțumesc că v-ați suportat unii pe alții și pe mine. Ne vedem mâine, de la 23. Pa, pa.